felicit pentru noul dumneavoastră mandat. Vă doresc putere de muncă, sănătate și să duceți la bun sfârșit cu bine acest mandat. Vreau să vă aduc la cunoștință Ordinul Prefectului numărul 368 din 26.10.2020 pentru convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 27.10.2020 la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Balcan, județul Bacău. Ați fost convocați printr-o adresă trimisă de către mine privind această ședință de constituire. La acea adresă știu că v-am făcut o notă prin care v-am adus la cunoștință și reglementările privind demnitățile și incompatibilitățile aleșilor locali, dar asta o să o mai discutăm mai la urmă. Sper că am primit toată lumea acele documente. Da? Și, în continuare, cu permisiunea dumneavoastră, dau cuvântul domnului subprefect al județului Bacău pentru a prezenta în continuare lucrările ședinței de constituire. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar general. Ne ridicăm în picioare în vederea intonării cuvântului nostru. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnă secretar general al Comunei Balcani, stimați invitați, prin ordinul prefectului numărul 368 din 26.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Balcani pentru data de 28.10.2020, ora 18. Întrucât din numărul total de 15 consilieri pentru Consiliul Local Balcani stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din 14.07.2020 au fost validate mandatele unui număr de 15 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 15 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Măinești, sunt prezenți un număr de 15 consilieri. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui mandat a fost validat, domnul Luca Vasile, prin încheierea judecătoriei Măinești numărul 984/2020 din dosarul numărul 3574/260/2020. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Balcan și depunerea jurământului de către primarul comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27 ianuarie 2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare, lucrările de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat,
ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Leahu Vasile, născut la data de 9-8-1954. Iar cei mai tineri consilieri sunt doamna Apiștei Cristina Valentina, născută la data de 20-9-1988, și domnul Barna Ciprian, născut la data de 26-6-1988. Domnul președinte, vă rugăm să dați citire. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom strădui să depunem toate priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările de ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Balcan. Dau citire ordine de zi în această ședință. La punctul 1. Depunerea jurământului de către consilierii local declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local Balcan. 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Balcan, județul Bacău. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali și rog pe doamna secretară general să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Moinești prin care au fost validate mandatele de consilieri locali. În dosarul 3575/260/2020, înregistrată la data de 01/10/2020, este chemat la ordinea cererii având ca obiect validare mandat consilier local. Vă citesc dispozitivul care spune astfel. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște, admite cererea având ca obiect validare mandat consilier local, aleși în data de 27/09/2020, în temeiul articolului 114 din OUG numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Heisu Vasilică, Ivu Ioan, Vacariu Pavel, Găboreanu Cornel, Sofroni Constantin, Beța Eronim, Leahu Vasilei, Apiștei Cristina Valentina, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Barna Ciprian, Sandu Cătălin, Baciu Emilia, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Rață Vasile, Marian Gheorghe, aleși pe lista Partidului Pro-România, Gânga Petrică, Ivu Titi, aleși pe lista Partidului Ecologist Român, în funcția de consilier local ai Comunei Balcan, județul Bacău. De asemenea, în această încheiere se ia act că Luca Vasile, de pe lista Partidului Social Democrat, a renunțat la funcția de consilier. Prezenta s-a comunicat secretarului general cu drept de apel în 3 zile, dată în camera ședinței de Consiliu, pronunțată prin ziua de 16/10/2020. Dacă vreți să ne spuneți cum se va desfășura ceremonia de... Ceremonia de constituire a Consiliului Local și ceremonia în special a depunerii jurământului de către consilier se... Așa. Se va depune jurământul de către consilieri în ordine alfabetică, chemați la masa specială, într-un loc special de depunere a jurământului. Jurământul se poate depune cu formula religioasă sau fără formulă religioasă, cu mâna stângă, atât pe Biblie cât și pe Constituție, de către fiecare consilier validat în parte. Domnul președinte va citi... Iar domnul președinte va citi lista cu... Ne ridicăm în picioare. Cristina Valentina, vă felicit. Mulțumesc. Deci, aveți acest jurământ în 2 exemplare. Le semnați pe amândouă. Unul veți lua dumneavoastră, unul va rămâne la dosarul de constituire a... Așa. Vă rog frumos, aveți cuvânt. Subsemnata Apiștei Cristina Valentina, consilier local al Consiliului Local Balcani, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu! Semnați pe ambele exemplare. Puneți și data de astăzi. Da, deci următorii consilieri va depune de la jur, ca să nu mai... Așa. 1 îl luați dumneavoastră și 1 rămâne la noi. Da. Baciu Emilia. Baciu Emilia. Haideți. Prezent. Haideți. Vă felicităm. Așa. Tot la fel. Dar de acum o să mergem de aici, de la jur. Și tot așa. Semnați și puneți data. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa, asta, le-l dați înapoi, așa, un piculeț, ca să avem și noi. Nu e nicio problemă. Așa. Domnul consilier Barna Ciprian. Vă felicităm. Da, da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Avem 28, nu? Da. Felicităm. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Domnul, cine urmează? Vă felicităm. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor și Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul, mai este și domnul. Mai sunt. Să treceți și data, vă rog. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Trebuie și data? Da, sigur. 28 sau 27? 28. 28, am confundat cu... Mulțumim frumos. Vă felicităm. Mulțumim. Știți? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu.
pe ambele să semnați, să puneți și data. Una, dumneavoastră, una. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Balcan, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Consilieri validați, declar oficial că Consiliul Local al Comunei Balcan este constituit. Urmează punctul 2 pe ordinea de zi. Da. Citiți punctul 2 aici. La punctul 2, vă amintesc că este depunerea jurământului de către primarul comunei. Deci judecătoria Moinești, secția civilă, a validat prin încheierea numărul 984 din data de 16.10.2020 pronunțată în dosarul 3574/2020, având ca obiect validarea primar, alegerea domnului Luca Vasile în funcție de primar al comunei Balcan. Mai dați să... Da, e ok, acum dai o citire. Da. Citirea sentinței. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște. Validează alegerea domnului Luca Vasile din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Balcan, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instituției prefectului județului Bacău și Consiliului Local Balcan, județul Bacău. Pronunțată în ședința publică astăzi, 16.10.2020. Domnul primar, vă invităm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ați semnat? Nu semnat, nu mă dau așa. Am semnat? Ce vă încheiasă, sigur că vă stă foarte bine. Succes! Domnule subprefect, domnilor și doamnelor consilieri, în primul rând vreau să mulțumesc celor 1380 de alegători care m-au votat, de asemenea și pe cei care nu m-au votat sau nu s-au prezentat la urne din numeroase motive. Am fost ales primarul celor 7140 de balcanari, voi fi în slujba lor și voi apăra interesele indiferent de situație. Știu că am îmbrăcat o haină grea, dar o voi purta cu responsabilitate în cei 4 ani de mandat. Aș dori ca împreună cu dumneavoastră, domnilor consilieri, să lăsăm politica, orgolile și să facem echipă pentru a duce la îndeplinire ceea ce am promis în campanie electorală, atât eu cât și dumneavoastră. Va fi un mandat care, în afară de promisiunile făcute în fața electoratului, avem de dus și un război cu un inamic nevăzut numit COVID, din care trebuie să ieșim învingători.
Vă mulțumesc, domnilor consilieri, vă urez sănătate, vă felicit și succes în noul nostru mandat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, puteți să luați și loc. Pardon? Să înțeleg că nu. O rugăm pe doamna secretar general să amintească regimul incompatibilităților și alte chestiuni juridice pentru domnul consilier și domnul primar. Vă rog să-mi permiteți din nou să mă adresez dumneavoastră și vă fac cunoscut de prevedere legale privind incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese, precum și obligația legală de a întocmi, depune și actualiza declarația de avere și de interese în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii jurământului, prevăzute în capitolul 4, articolul 227-230 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Iar în articolul 87 și 91 din legea numărul 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare prin înmânarea unui extras din acte normative precizate mai sus. Țin să vă reamintesc, cum am spus și mai înainte, v-am trimis la materialul cu invitația acele extrase din aceste două ordonanțe, plus din un extras din legea 161. Mai adaug că, în cazul în care considerați că vă aflați în stare de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data prezentei adrese, trebuie să vă precizați opțiunea de a rămâne sau a renunța la această funcție de consilier local. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt lor la cuvânt, domnul prefect, mai aveți ceva de spus, nu? Da. Da. Dat fiind faptul că am epuizat ordinea de zi, cele două puncte, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Balcani. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă urez succes și înțelegere între noi. Da. Cel mai bine.